Hei, dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi este luni, este început de săptămână și este 1 februarie, dragii mei. Este motiv de nou început, noi începuturi, noi idei, noi planuri, noi obiective. Dacă simțiți nevoia, chiar este indicat să cereți Universului concret ceea ce vă doriți de la viață, pe toate planurile, indiferent la ce vă gândiți. Faceți o listuță exact ca pentru Moș Crăciun și spuneți acolo cu subiect și predicat ce vă doriți să obțineți în următoarea perioadă, chiar cu subiect și predicat. Vreau până pe data de. Intenția contează cel mai mult, de aceea este oportun să fie intenție bună. Intenție bună și în inima și în sufletul dumneavoastră să fiți deschiși, să primiți călăuzire din partea Universului, din partea Divinității, din partea minunaților noștri îngeri care ne ajută în fiecare zi și ne trimit mesaje pentru a putea să ne rezolvăm problemele, dragii mei, problemele cu care ne confruntăm. Astăzi m-am gândit să fac o etalare interactivă. Nu am niciun subiect, însă simt nevoia să ascultăm pur și simplu ceea ce ne transmite Universul astăzi, pentru că este început de lună. Și atunci rugămintea mea este să vă relaxați, să nu vă gândiți la nimic și să discutăm pur și simplu la o cafea despre ceea ce se va întâmpla cel mai probabil în perioada imediat următoare, începutul lunii februarie, prima săptămână. Și m-am gândit să alegeți dumneavoastră, întâi o să aleg eu, de fapt o să aleg eu, o să las să se aleagă trei mesaje din partea Universului, trei mesaje generale. Pentru a nu fi influențați de absolut nimic, dumneavoastră alegeți de la 1 la 3, de la 1, 2 și 3, 3 variante, un mesaj. Și în funcție de acest mesaj, voi utiliza un alt pachet de cărți de oracol și vom vedea despre ce este vorba, ce mesaje putem să aflăm, ce ne transmit îngerii, ce ne transmite divinitatea. Dragii mei, nu uitați că este o etalare colectivă, deja știți bine acest lucru. Așa că cel mai indicat este ca dumneavoastră să preluați de aici mesajele care vi se par potrivite pentru situațiile dumneavoastră particulare. Deja au sărit trei cărți, s-au ales, ați văzut că Universul este darnic cu noi. Nu ne ține foarte mult din timp, cred că s-a mai ales o carte, s-a întors imediat, da, aceasta, pentru cea de-a treia variantă. În regulă, mulțumim. Dragii mei, dacă simțiți nevoia, puteți să puneți pauză pe video, să vă gândiți la o cifră, da? 1, 2 și 3. Și haideți să vedem pentru cei care au ales primul mesaj. Deci primul este aici, 1, primul, al doilea mesaj și al treilea mesaj. Alegeți din cele trei mesaje. Bun. O să începem cu primul mesaj. Haideți să vedem pentru 1 februarie, prima săptămână din luna februarie, ce ne sfătuiește Universul. Dragii mei, Universul ne sfătuiește să ne detașăm. Vedeți? Să ne detașăm. Să ne detașăm de trecut, să ne detașăm de tot ceea ce ne-a împiedicat să mergem mai departe, să ne detașăm de relații toxice, de persoane toxice. Să știți că am observat în ultima perioadă, chiar spre finalul lunii ianuarie, că Universul susține sau insistă, mai bine zis, să ne trimită mesaje de acest gen. De a renunța, nu de a renunța la iubiri, la dragoste, la ceea ce ne face nouă bine, ci a renunța la ceea ce ne face nouă rău. Este vorba despre gradul mare de toxicitate cu care
am avut de a face în ultima perioadă. Fie că este vorba de relații toxice, fie că este vorba despre persoane toxice, fie că este vorba despre evenimente mai puțin plăcute din trecutul nostru și trebuie să ne detașăm, să ne eliberăm de vechile idei, de vechile concepte. Chiar și este necesar și oportun să ne eliberăm de toate metehnele trecutului, de toate situațiile care ne țin în loc, de toate programele care ni s-au introdus inconștient, bineînțeles, în mintea noastră, de către societate, de către familie, de către, eu știu, în anumite situații, chiar de către școală, pentru că am fost învățați într-un anumit, cum să vă spun, într-o anumită direcție. Vreau să înțelegeți exact ceea ce spun și nu judec pe nimeni, doar spun că unele lucruri nu ne-au făcut bine. La acele lucruri este oportun să renunțăm. Dacă nu ne-au făcut bine, eu știu, să mergem într-o direcție, ar fi trebuit să schimbăm macazul, dar nu l-am schimbat atunci, deși am simțit, pentru că societatea ne spunea nu, așa trebuie să se întâmple, așa trebuie să faceți. Nu, nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic, atâta timp cât nu deranjăm pe nimeni, atâta timp cât creștem spiritual, când creștem și avem o evoluție din toate punctele de vedere, nu, nu împiedicăm, nu împiedicăm pe nimeni, ne împiedicăm doar pe noi. Nu trebuie să fiu prietenă cu o persoană care îmi face rău. De ce? Pentru că ce spune Madame X sau nenea X despre asta. Ce ar zice vecinii dacă eu acum m-aș, eu știu, m-aș duce și aș trăi cu, aș trăi, aș, da, să zicem, aș trăi în concubinaj cu cineva. Am fost crescuți într-o anumită, cum să vă spun, conform unor programe. Vreau să luați de aici, să preluați dumneavoastră exact mesajele pe care eu încerc să le transmit și nu altceva. Tot ceea ce vă face rău, să vă detașați de tot ceea ce vă face rău, de vechile modele și idei care nu mai servesc idealurilor dumneavoastră și în special idealurilor dumneavoastră de iubire. Și așa spune și această carte. Dacă simțiți nevoia, faceți curat în casă, faceți curat în șifonieră, aruncați tot ceea ce este vechi, faceți o purificare, mai ales că știți că este începutul acesta de săptămână, începutul de lună. Purificarea camerei, purificarea biroului în care lucrați este extraordinar de important, să ne purificăm meditații, rugăciuni, exerciții fizice. Ușor, ușor ne îndreptăm către primăvară și știți că atunci parcă totul înflorește. Încercați să înfloriți dumneavoastră cu ajutorul dumneavoastră și nu așteptați ajutor din partea nimănui să vină să vă scoată din starea aceasta de stagnantă, pentru că este, poate să fie un tip de blocaj. Blocajul acesta cu care ne-a fost introdus în subconștient. Eliberare de tot ceea ce nu ne mai folosește. Exact ca atunci când în fiecare zi ducem gunoiul, așa trebuie să ducem și noi, în ghilimelele de rigoare, acel bagaj greoi emoțional, acel rucsac cu griji inutile. Bun. Haideți să vedem despre ce putem să aflăm pentru cei care au ales. Vai, câte cărți au căzut, dar o să le luăm pe toate care au căzut, dragii mei. Să vedem ce putem să aflăm pentru cei care au ales prima variantă. Ia uitați câte cărți au căzut. Dar nu-i nimic, o să le luăm pe toate. Știți de ce? Pentru că au vrut efectiv să sară. Imediat să le așez și eu. Nu vorbim despre anumite planuri, nu vorbim despre anumite situații, ci pur și simplu să fim relaxați pentru a afla ceva din prima etalare, energia săptămânii, energia începutului de lună septembrie. Dragii mei, aici sunt mai multe de povestit. În primul rând, din punct de vedere al jobului, după o perioadă destul de
anevoiasă în care v-ați confruntat cu probleme financiare, poate că foarte mulți dintre noastre și-au pierdut serviciul, ați căutat serviciu, ați căutat un loc de muncă și nu ați găsit, poate că ați trimis CV-uri, telefoane. A fost o perioadă în care o perioadă care v-a disperat pentru că nu s-au făcut angajări, dat fiind și contextul actual, cu siguranță lucrurile s-au derulat foarte greoi în această direcție, în carieră, în planul jobului și așteptați de foarte mult să vă angajați sau să schimbați locul de muncă cu unul mai bine plătit pentru a vă stabili sau restabili puțin domeniul acesta financiar. N-ați avut foarte mulți bani, ați suferit din această cauză, ați trăit cumva la limita, unii dintre dumneavoastră, la limita subsistenței, poate că nu ați avut bani să vă plătiți chiria, nu ați avut bani să vă plătiți rata la bancă, nu ați avut bani poate nici să vă faceți aceste mici plăceri pe care odinioară vi le făceați, vedeți, din cauza faptului că nu aveți acest serviciu sau că nu ați avut serviciu sau, cum să vă spun, vă dispera pur și simplu acest salariu pe care îl luați în fiecare zi, în fiecare zi, ar fi bine fiecare zi, în fiecare lună, dar un salariu cât să vă permită să vă achitați datoriile. Unii dintre noastre, bineînțeles că aveți datorii, de asta zic, poate ați făcut lucruri mici, unii ați lucrat cu ziua sau unii ați preferat să faceți niște activități fără o carte de muncă, adică ați lucrat, ați ajutat pe cineva contra unei sume de bani, lucru în echipă, poate foarte mulți ați lucrat în construcții sau în renovări, ați încercat, cum să vă spun, pe aici, pe acolo, să vă agățați de niște plăți care s-au făcut tocmai pentru a vă stabili puțin din punct de vedere financiar. Mai ales văd aici persoane care au avut un anume succes într-un anumit plan, au fost înconjurat de public sau, în general, cei care au lucrat în domeniul artelor sau în instituții publice, restructurări de posturi și așa mai departe. Dar cu siguranță cred că știți despre ce este vorba și cine este în această situație, mă gândesc că se regăsește. Dar, dragii mei, și munciți foarte mult, vedeți, există această rutină, munciți foarte, foarte, foarte mult, ați muncit foarte mult, tocmai de a, pentru a ieși din acest, din această, hai să-i zic că ăsta este termenul, sărăcie, nu ați avut o situație financiară foarte bună în ultima vreme, pentru că, să zicem că nu toți au probleme financiare. Dar și cei care nu au mari probleme financiare, să știți că s-a produs și la ei un dezechilibru, poate că au fost, cum să vă spun, au rămas fără forță de muncă pentru că n-au mai avut bani să plătească angajați. Atunci au rămas, nu s-au mai făcut angajări, nu ați mai putut să angajați. Cum să vă spun, business-ul dumneavoastră, afacerea dumneavoastră, societatea comercială la care lucrați, eu știu, exact sunt probleme în care v-ați confruntat, au fost probleme financiare cu care v-ați confruntat și de o parte și de cealaltă. Atât angajatorii cât și angajații au avut acest, cum să spun, timing-ul a fost extrem de rău. Însă, să știți că există o veste foarte bună pe care o veți primi, posibil în data de 25, să zicem mai jumătatea lunii februarie, chiar există o veste foarte bună, o veste oficială, printr-un mesaj. S-ar putea să primiți un mesaj de angajare, de schimbarea locului de muncă, de, nu știu, aflați o veste, posibil de la o persoană cu litera O, K, M, N, R, G, de asemenea, T. Poate că ați depus niște CV-uri și vreți să vă angajați. Văd la job o reușită. O chestiune oficială
cu surle și trâmbițe. Deci ceva se anunță la modul oficial. De asta spun că s-ar putea să obțineți acel mult râvnit loc de muncă sau să vă schimbați locul de muncă pentru unul mai bine plătit sau, dacă sunteți angajator, să vi se acorde acel împrumut sau să vi se acorde susținere, să zic, nu știu, primiți o susținere, orică din partea statului, ori cineva vine cu o infuzie de capital, nu știu, ceva se întâmplă pentru că există această reușită. Rezolvări și reușită în sensul jobului, în sensul carierei. Poate și în construcții există și acest noroc. E un noroc care vă scoate din această disperare, pentru că unii dintre noastre sunteți realmente disperați, că nu vă mai regăsiți echilibrul, mai ales cel financiar. Deci, ca și concluzie pentru planul financiar și material, există această reușită în această lună, cel mai probabil, pentru că văd că, mă rog, și coroborat cu acest mesaj de detașare de tot ceea ce vă ține în loc, nu știu, probabil că faceți și o curățenie așa în inima, sufletul dumneavoastră. Nu știu, vă gândiți la ceea ce vă ține în loc, deși și în această lună vă văd că munciți, dar măcar, cum să vă spun, aveți acea finalitate, adică nu munciți în zadar, pentru că, cu siguranță, așteptați această veste care, din fericire, va veni cu reușită, cu victorie. Poate vă angajați într-un... în activități de voluntariat, caritabile, sau pur și simplu veți avea un statut foarte solid, urmează să aveți un statut foarte solid în ceea ce privește comunitatea. Oricum să știți că sunteți cunoscuți în comunitate sau veți fi cunoscuți, veți fi recunoscuți, poate și o recompensă financiară, tocmai datorită acestei munci pe care dumneavoastră o depuneți, pentru că vă văd, nu știu cum să vă spun, extrem de muncitori, cu deadline, cu trebuie să terminați până pe data de, să terminați un proiect, să terminați și tehnic, lucrați foarte mult tehnic, construiți ceva și migălos, tot ce faceți este extrem de migălos și vă solicită întreaga atenție și v-a solicitat întreaga atenție. Cu reușită pe planul financiar, material, acum... cum să vă spun, situații legale, situații oficiale, situații legale, semnare de contracte, de acte, de documente oficiale, va fi cu reușită. În planul sentimental, dragii mei, să știți că urmează să aveți o întâlnire. O întâlnire în care Cupidon și-ar băga puțin codița. Acum s-ar putea ca o persoană din trecutul dumneavoastră să vină să sau să-și dorească să stea de vorbă cu dumneavoastră. Este vorba despre o persoană brunețică, cu barbă, tenul alb, ochii căprui închis spre negru chiar, o persoană în jurul vârstei de 40 de ani, 44, poate v-ați cunoscut acum 4 ani, sau nu mai vorbiți de o lună, 4 săptămâni, o lună, poate 4 luni, cine știe, există, este această dată de 4 pregnant. Să știți că cumva planurile cu această persoană au rămas suspendate. Posibil acum 4 luni sau în luna a 4-a anului trecut au rămas suspendate. Cumva ați avut o întâlnire, unii dintre voi ați avut poate o singură întâlnire în care v-ați cunoscut, v-ați văzut fizic, după care planurile au rămas în stand-by, n-a știut ce și cum. Unii poate v-ați întâlnit și ați stat de vorbă, doar energia feminină este un pic așa îndoită, n-a știu ce să spun. Știți, vă simt sau vă stângaci așa, o stângăcie, anume...
cu a nu duce la bun sfârșit această relație. Cumva lucrurile la voi au fost stopate, dar văd că posibil în acest început de săptămână să primiți un mesaj, posibil după data de 7 februarie, un mesaj în care această persoană vă solicită o întâlnire și poate s-ar putea să vă întâlniți cu această persoană, dragii mei. Dar, deocamdată, lucrurile, cum să vă spun, poate vă anunțeți ceva oficial, poate vine cu o propunere oficială, nu știu, vom vedea, dar să știți că timid, pentru etalarea, prima etalare, lucrurile sunt timide, există acest telefon sau acest mesaj pe care îl așteptați, dar timid. Și întâlnirea, probabil, la ora 14, și am cu ora 14, poate vă spune de ora 4 sau vă întâlniți la 4 după amiaza și stați de vorbă. Poate că această persoană, în orice caz, nu formați în momentul de față un cuplu și nici nu cred că această relație s-a consumat. Deci cumva a rămas în coadă de pește. Dar sunt toate premisele pentru o nouă întâlnire și pentru a vă povesti, practic, așa, va reîncepe o discuție. Ce faci, cum ești, și așa mai departe. Și de acolo o să vedem și pe parcurs. Inițiale K, M, D, P, T, cred că am mai zis, L, H, G, O, C de asemenea. 60, nu, mă scuzați, 52 am vrut să zic. Făceam niște socoteli repede în cap. 55, 50, 61, 62, 49, 39, diferența s-ar putea să fie și de 10 ani între voi, dragii mei, 38, 32 sau diferențe de 7 ani, cel mult. Bun, haideți să vedem, să întrebăm și cartea dragostei ca general, să vedem. Ia, s-a întors o carte. Ei, dragii mei, cineva ori își dorește o familie, ori are o familie, ori există posibilitatea unei sarcini în luna aceasta pentru cei care își doresc, pentru cele care își doresc, mai ales doamnele blonduțe, șatene cu ochii deschiși, posibil să afle o veste minunată, aceea că au rămas însărcinate pentru doamnele și domnișoarele cărora li se permite acest lucru, situația li se permite sau o propunere sau un plan nou. Este momentul de a face lucrurile, au luat de la început, nou nouți. Deci ori este vorba despre o sarcină, ori de o propunere de căsătorie, ori ideea de a avea familie și a-și canaliza toate aceste idei, toate aceste acțiuni către această familie fericită. Ok. Cam atât pentru cei care au ales prima variantă, dragii mei, varianta detașării. Așa se numește această variantă, varianta detașării. Imediat, imediat să îmi notez și eu timpii. Pentru cei care au ales varianta a doua, varianta răbdării, dragii mei. Pentru varianta a doua, Universul vă sfătuiește să aveți răbdare. Să aveți răbdare. Știu că poate că unii dintre noastre chiar ați avut și chiar aveți în continuare răbdare și posibil să fi ajuns la capătul răbdării. Dragii mei, în continuare, Divinitatea, Universul, cum vreți să spuneți dumneavoastră, vă sfătuiește, vă solicită, vă roagă să aveți răbdare. Pentru că lucrurile se vor întâmpla în ritmul lor firesc. Ceva bun, ceva pozitiv, ceva la care dumneavoastră v-ați gândit este cumva la colț, dar încă nu se vede, este cumva la orizont. Sunt lucruri foarte bune care vă așteaptă la orizont, dar încă nu le vedeți, încă nu puteți să le vedeți. Ați făcut tot ceea ce era uman posibil, ați semănat, ați plantat semințele dorințelor voastre, nu trebuie decât să aveți răbdare să culegeți aceste roade. Permiteți energiei universale să
vă ajute în toată această perioadă de transformare, pentru că este o perioadă de transformare a voastră, posibil de asta și este necesar să așteptați. Știți, este exact ca atunci când dispuneți unui copil că nu are voie să mănânce o bomboană sau să mănânce bomboane în timp ce noastră sunteți la bucătărie și filmați cu camera ascunsă acel copil și să vedeți cum nu mai poate. Atunci ar lua acea bombonică, atunci ar mânca-o. Și știți cum se spune, cu cât aveți mai multă răbdare să primiți acel lucru și aveți acea răbdare, cu mult mai multă plăcere veți savura acel moment. Exact cum spuneam, lăsați lucrurile să se miște în ritmul lor, exact așa scrie și în această carte. Sunteți în măsură să permiteți energiei universale a transformării să se miște în propriul ei ritm de iubire și de asemenea pe toate planurile. Deci pentru varianta a doua, această carte nu înseamnă altceva decât cartea răbdării. Și este bine să avem răbdare și să credem în divinitate, pentru că știți că, uitați, ce veste minunată o să primiți dacă aveți răbdare. O veste minunată, o veste oficială, acum pe ce va fi și cum va fi, vom vedea. O veste oficială, o reușită legală, o reușită, un contract, un loc de muncă, dar o să vedem despre ce este vorba. Propuneri, dragii mei, cadouri, promovări. Vedeți? Aceste lucruri vă așteaptă, sunt la orizont. Încă nu le vedeți, dar cu încredere și să nu forțați lucrurile. Rezultatele, să știți că nu vor întârzia să apară, deși sunteți disperați, doamnelor și domnilor. Există această disperare și din punct de vedere al jobului și din punct de vedere al planului sentimental. Există aici o relație de trio, din câte am văzut, și sunteți disperați pentru că nu știți ce are de gând persoana la care dumneavoastră vă gândiți și care este căsătorită, dragii mei. Acum, și dacă și dumneavoastră sunteți căsătoriți, căsătorite, asta vom vedea. Haideți să mergem așa, întâi cu planul, cu planul carierei, asta și spuneam, deși sunteți disperați, deși sunteți extenuați, ați obosit să așteptați un loc de muncă sau ați obosit să munciți atât de mult și să intrați în posesia unei sume de bani, unui salariu, să aveți o echilibrare din punct de vedere financiar. Deși, cum spuneam, sunteți disperați, să știți că lucrurile se vor rezolva. Chiar dacă până acum nu ați avut un loc de muncă, pentru majoritatea celor care au ales această variantă, dragii mei, să știți că veți avea această șansă, un nou început, schimbarea locului de muncă. Poate că reușiți să rezolvați un conflict de muncă și ieșiți din acest sistem cu niște salarii compensatorii, sau dacă ați așteptat o pensie și nu ați, nu știu, ceva s-a întâmplat, o pensie pe caz de boală sau ceva, oricum este vorba de o sumă de bani lunară și trebuie să intrați în posesia acesteia, să știți că veți intra. Contracte, semnați contracte, semnați documente legale, semnați documente oficiale care anunță mari schimbări, sunt oficiale. Acum că este vorba despre un loc de muncă sau poate o tranzacție, cine știe, dar văd cum să, eu văd că aici ar fi totuși și semnarea unei tranzacții. Că este vorba de achiziționarea unei locuințe, de vânzarea unei locuințe sau de un împrumut bancar, cine știe, dumneavoastră știți mai bine. Dar parcă văd că lucrurile se finalizează foarte frumos și primiți și un cadou, un bonus. Uitați, pentru că ați făcut sau ați am făcut acest lucru împreună, am semnat acest contract împreună care ne-a avantajat pe amândouă părțile, primiți și un cadou. Eu știu, un comision, o sumă de bani, mă rog, există aici o
o situație în care există promovare, în care există recunoaștere oficială. Există și această situație, o recunoaștere oficială. Parcă cineva vine cu o propunere, o propunere, un mic cadou, vă oferă un mic, o să trecem imediat și la partea sentimentală. Parcă vine cineva și vă ajută cu o sumă de bani, cum să vă spun, sau o bursă, s-ar putea să fie aici și o bursă, să știți. În orice caz, există ideea de propunere. Cineva vine cu brațele deschise și vă face această propunere oficială și vă bucurați foarte, foarte mult. În planul financiar și planul carierei, reușite și pentru varianta a doua, mai ales că eu cred că acest loc de muncă va veni din partea unui angajator, vedeți, e o propunere, de asta vă zic, o propunere destul de importantă, o propunere oficială, care vă va aduce o echilibrare foarte importantă din punct de vedere financiar. Din punct de vedere sentimental, aici este clar că este vorba despre un trio, dragii mei, un trio amoros. Cineva este căsătorit, căsătorită, fie că sunteți ambii, fie că este el sau ea căsătorită, dumneavoastră știți, toată această situație v-a disperat, tot acest lucru v-a pus într-o situație de stand-by, de așteptare. Sunteți la distanță, dragii mei, unul de celălalt, în orașe diferite, țări diferite. Încă situația voastră nu este stabilă, încă trebuie să aveți răbdare, chiar și pe planul sentimental, pentru că lucrurile se vor întâmpla destul de repede, cu rapiditate, pentru că, ce să vedeți, această persoană s-ar putea să se separe de cel sau cea cu care este pentru a fi cu dumneavoastră, pentru a micșora această distanță fizică și emoțională dintre dumneavoastră și această energie, vine către dumneavoastră cu o propunere clară. Sau vă științează, s-ar putea să fie o logodnă, s-ar putea să vă ceară mâna sau să aveți o relație stabilă. Poate în jurul datei de 17 februarie, 17-25 februarie, energia feminină este o energie matură, este posibil, cum să vă spun, de fapt ambii să fiți maturi. Vorbiți de ceva vreme, literele K, M, W, A, D, H, M, D, am mai zis o dată, scuzați, O, și L și T și E. Cumva această distanță între voi se va micșora, dragii mei, și se va micșora destul de rapid, zic eu. Chiar dacă există această disperare, deci nu mai așteptați ca această persoană să vină și să vă spună că a divorțat și că vă ia de soț, de soție. Dar așteptați foarte, foarte mult. Să știți că ambii sunteți bine din punct de vedere material, atât această persoană, deci energia masculină, cât și energia feminină, sunteți foarte bine împreună, sunteți foarte bine din punct de vedere material, ambii aveți o situație financiară bună, energia masculină este șaten, grizonat din șaten, cu părul scurt, fără barbă, fără cioc, poate puțin aici un pic mai, cum se numesc, perciunii, un pic mai măricei, să zic așa, păr cu volum, fruntea lată și ușor încruntat, așa, dar zâmbitor, știți? Pe de parte este încruntat bărbatul, dar are acel iz de matur, de experimentat, de om care a trecut prin foarte multe, un om, mă rog, bine am zis, din punct de vedere material, iar doamnele, la fel, șatene, castaniu închis, chiar negru, în unele cazuri, ochii verzi sau căprui verzui, tenul mediu, niște persoane șarmante. Energia feminină este o energie extrem de
cum să vă spun, răbdătoare, calculată, rafinată și elegantă în același timp, care sau care cel puțin știe ce poate. Cumva cred că este o diferență între energia feminină și energia masculină, dar acest lucru nu vă împiedică să vă gândiți unul la celălalt. Sunteți bine, sunteți, cum să vă spun, parcă sunteți de aceea statură, umerii drepți amândoi, nu știu cum să vă sunteți, sau sunteți persoane asumate. Nu vă discrepanțe între voi, ci doar acea dorință de a afla odată pentru totdeauna că bărbatul a scăpat de, sau a scăpat în ghilimele, mă rog, s-a separat și dumneavoastră parcă așteptați energia feminină, vedeți, parcă așteaptă o energie matură, așteaptă acest bărbat potent financiar să sosească cu această propunere, cadou, logodn, pur și simplu o discuție oficială, vedeți, în care anunță ceva. Răbdare, pentru că lucrurile se vor întâmpla exact așa cum vă doriți. Posibil ca acest bărbat să iasă, să știți, din această căsătorie, să fie întreruptă, pentru că vă disperă și pe dumneavoastră energia feminină și energia masculină. Energia masculină nu este fericită în această căsătorie și relația dintre voi și acest bărbat din cauza acestei căsătorii a fost la distanță, vedeți, unul într-un oraș, într-o altă țară, cred că am mai zis, dar există această veste care va veni. Din punct de vedere amoros, haideți să vedem vis-a-vis de dumneavoastră și această persoană. Dragii mei, fericire profundă și deplină vă așteaptă, vedeți? Fericire profundă și deplină vă așteaptă. Răbdare, pentru că, mesaj general, vă așteaptă această fericire. Sper să nu depășesc timpul de înregistrare. 36, 42, 53, 62, 55, 30, 42, 66, 49. În general, nu este neapărat, v-am spus și imediat, că cred că am sărit o vârstă, 47, cred că am zis, 30, 52, 56, 53. Cam atât în ceea ce privește cea de-a doua calare, sper să nu depășesc, imediat revin. Imediat. Bun, dragii mei, pentru cei care au ales varianta a treia, este varianta desprinderii de trecut. Vedeți, desprinderea de trecut scrie ca mesaj general din partea Universului. Posibil ca prima etalare să, eu știu, să fie totuși un mix de etalarea 1 cu etalarea a treia. Însă Universul vă spune clar că este necesar, dragii mei, să vă desprindeți de trecut, de persoane din trecut, de energii din trecut, de evenimente neplăcute din trecutul dumneavoastră, pentru că acest lucru vă poate bloca să mergeți mai departe. Poate că acesta este un blocaj emoțional, poate că acesta este unul din blocajele cu care noastră vă confruntați și nu puteți să mergeți mai departe. Grație puterii iubirii, doamnelor și domnilor, vă eliberați de situațiile sau energiile stagnante. Vedeți, pentru că în acest moment posibil să treceți printr-o situație de genul acesta, să nu puteți da înapoi din cauza faptului că ați rămas cumva blocați, blocate în acest trecut. Transformați-vă spațiul, transformați-vă spațiul inimii, transformați-vă spațiul în care locuiți, în care trăiți, în care lucrați, exact cum spuneam și la prima etalare, curățenie în viață, curățenie în suflet, pentru a face loc noului. Orice final are un început. Orice început are un final. Este vremea să ștergem sau poate că noi nu putem să ștergem chiar cu buretele tot ce s-a întâmplat în trecut, dar haideți măcar să transformăm toate lucrurile
care, eu știu, aparent ne-au făcut rău, pentru că sunt și ele niște lecții, niște experiențe în binecuvântări. Desprinderea de trecut, dragii mei, un mesaj important din partea, din partea Universului. Nu știu cum să pun, cred că așa. S-ar putea să cadă. Da, știți dumneavoastră. Haideți să vedem ce putem să aflăm în ceea ce privește talarea a treia. Dumneavoastră munciți foarte mult în planul carierei, la job, munciți foarte mult. Aveți poate un job cu program, vă treziți foarte de dimineață și ajungeți posibil seara târziu acasă. Deși să știți că programul este flexibil, munciți și munciți, așa, foarte atent, sunteți obosiți, v-au obosit ochii, sunteți, cum să vă spun, munciți foarte mult cu mâinile, tehnic, sunt lucruri minuțioase pe care trebuie să le faceți în viața de zi cu zi pentru a nu da greș, pentru că vreți ca lucrurile să iasă și trebuie să iasă perfect, trebuie să nu fie greșeală, pentru că dacă se greșește într-o anumită situație, dați peste cap întreaga dumneavoastră activitate. Dar sunteți afundați așa în muncă, în cursa aceasta a hamsterului, pentru, cum să vă spun, munciți pentru o anumită sumă de bani pentru a vă plăti datoriile, ratele și vă asigura ziua de mâine. Nu vă văd că vă scăldați în liniștea financiară, că vă puteți permite anumite lucruri când vreți, cum vreți. Poate vreți să mergeți la un sfârșit de săptămână și nu aveți banii suficienți și atunci stați acasă sau, eu știu, încercați să vă plimbați doar, eu știu, în oraș și înapoi. Și toate lucrurile acestea au adunat așa un soi de frustrări. Și vă simt frustrați, vă simt debusolați și parcă ați obosit efectiv de tot și de toate. În afară de faptul că și munciți foarte mult, sunteți obosiți în orice caz pentru faptul că, da, sunteți foarte obosiți. Nu știu dacă cineva din familia noastră are o problemă de sănătate. S-ar putea să aibă și o problemă de sănătate și vă faceți griji din acest punct de vedere. Poate tatăl dumneavoastră, poate o persoană mai în etate din familia dumneavoastră, nu vreau să vă sperii, dar s-ar putea ca să fie într-o suferință medicală și să stea la pat și să vă solicite în această săptămână sau în această lună ajutorul, să mergeți să îngrijiți această persoană, sau poate cineva este internat în spital din familia dumneavoastră, cine știe. Dar în recuperare, deci văd lucrurile în recuperare, v-am spus, nu vreau să vă sperii, dar vă faceți griji într-adevăr, dar sau există aici doi frații în vârstă, poate tatăl dumneavoastră își face griji pentru unchiul dumneavoastră sau sunt asemănători, parcă ambii sunt în etate, sunt două energii în etate, unul care își face griji pentru celălalt. Dar în recuperare, asta v-am și spus, ar putea, nu știu, pe data de 31 sau să rămână totuși puțin în spital, există o cineva, s-ar putea să fie internat de mai multă vreme sau repetitiv în spital, pentru că văd, poate din vară s-a internat, a fost internat o perioadă în vară, după care a ieșit, a ținut un tratament, după care iar a fost internat și tot așa. Există aici o problemuță medicală. Dar în recuperare, deci ceea ce văd eu aici, există o situație de recuperare. Poate că există și acest tratament de lungă durată pe care trebuie să-l facă. Wow, au căzut foarte multe. Da. Dar o să le luăm. Sper să nu... Pasiune. Bun, haideți să vedem. Deci am zis de problema aceasta medicală. Am spus că este în recuperare din punct de vedere al... Deci cineva își face griji pentru sănătatea cuiva. Dar să știți că, de asta spun, există o... Până la urmă, finalul va fi bun. Nu este nimic
sau, mă rog, cel puțin așa pot să citesc ca energie generală. Nu va fi nimic propostios, să zic așa, mă rog, în recuperare. Dragii mei, din punct de vedere al carierei, v-am spus, munciți mult, sunteți extrem de muncitori, de, cum să vă spun, lucrați cu mânuțele, aveți grijă ca lucrurile să iasă perfect pentru a nu strica întregul proces. Există un proces. Acum, posibil să fie un proces care este rezolvat, se va rezolva la curtea de justiție cu un angajator, s-ar putea să există un conflict de muncă aici, dar va fi rezolvat în justiție. Posibil să vi se dea câștig de cauză sau din cauza acestei neînțelegeri, acestei disensiuni la locul de muncă, s-ar putea să vă fi îmbolnăvit. Pur și simplu, grijile, stresul foarte mare v-au adus într-o stare medicală precară și o să treceți cu bine. De asta există, nu există blocaje, dar există recuperări. Deci lucrurile se vor întâmpla în sensul recuperării. Că recuperați o sumă de bani, că vă recuperați sănătatea, că vi se va da câștig de cauză, în orice caz mai există posibil niște termene. Această situație durează de ceva vreme, dar poate că în jurul datei de 23, cred că 23-31, deși nu, că luna februarie nu... cred că 13-23, să zicem așa, există niște termene, acolo vă prezentați și angajatorul, să știți că se prezintă foarte impunător și este extrem de atent și posibil să vină cu o armată de avocați, dar din câte observ eu aici, vă veți găsi liniștea și drumul, chiar dacă această situație durează, de asta spuneam că durează de ceva vreme și tot vă faceți griji, să știți, și alte persoane își fac griji pentru dumneavoastră și mai ales că munciți foarte mult și vă văd așa introduși în acest aspect care ține de trecutul dumneavoastră. De asta vă spun că ideea este, din mesajul general, să vă desprindeți, să vă eliberați de aceste frici, pentru că există o frică, există o teamă că nu rezolvați această situație. Și posibil acest lucru să vă introducă într-o stare de stagnare, într-o stare de blocaj, nu puteți să vă gândiți mai departe de ce aveți acum în acest moment, nu puteți să gândiți mai departe de lucrurile care se desfășoară acum, nu aveți încă un tablou de ansamblu pentru că nu aveți nu capacitatea, nu mai aveți speranța aceea, știți, ca să puteți să vedeți luminița de la capătul tunelului. Sunteți aici, băgați în tunel și la jumătatea tunelului și încă nu puteți vedea acea luminiță de la capătul lui, dar este. Să știți că este și lucrurile se vor rezolva. Eu cred că există o înțelegere amiabilă. Cumva poate că această persoană, angajatorul, vine cu o propunere, să știți. Poate că ați avut deja mai multe, mă scuzați, înfățișări și acum posibil să vă înțelegeți, să nu mai mergeți încă o înfățișare și să vă înțelegeți pe cale amiabilă, pentru că văd că această persoană importantă, există o persoană importantă, vine cu o veste bună de rezolvare pe calea amiabilă. Acum că este avocatul dumneavoastră care se înțelege cu angajatorul, lucrurile sunt mult mai în detaliu și ar trebui în o etalare mult mai în detaliu, particulară, personalizată. Dar ca idee generală, ceea ce trebuie să știți dumneavoastră este că lucrurile sunt în recuperare, recuperări. În plan sentimental, dragii mei, există aici o pereche sau șansa unui nou început între un el și o ea. În urma unor alegeri, această persoană, de fapt amândoi, să știți că ați trecut printr-o transformare extraordinară, trăind această poveste de amor cu această persoană,
Vă veți găsi drumul unul către celălalt, sunteți noastră la distanță, cu siguranță în alte orașe, dacă nu în alte țări, dar mai mult în această etalare văd că sunteți în orașe, în orașe separate. Posibil ca persoana la care dumneavoastră vă gândiți să-și rezolve o anumită situație în, pe cale legală, aici nu văd clar că este vorba despre o căsătorie, dar văd că posibil ceva ce îl ține loc pe această persoană și anume o situație legală. Acum că este vorba despre cine știe, poate trece printr-un conflict de muncă, poate trece printr-o situație cu, nu știu, i s-a luat carnetul și, mă rog, are, trebuie să se înfățișeze, să rezolve această situație pentru a veni la dumneavoastră. În orice caz, există acest nou început cu această persoană, nu văd o căsătorie clară, adică un trio în care cineva este căsătorit, văd că sunt două alegeri, acum depinde ce și cum, dar există clar această pereche, acest început cu această persoană, șatenă cu ochii căprui, cu barbă, cioc, chiar energia masculină, o persoană care vă urmărește încă pe rețele de socializare, vă place, vă admiră, este focusată această persoană pe dumneavoastră sau pe energia feminină, poze, se uită la poze, se uită la activitatea dumneavoastră pe internet și vrea să-și găsească calea către dumneavoastră, deși are această perioadă de transformare, ceva încă îl ține în loc și anume rezolvarea unei situații legale. A acumulat frustrări această persoană, posibil să fie o persoană care este aproape o altă energie masculină, să fie două energii masculine în jurul dumneavoastră. Ori dumneavoastră să alegeți între două energii masculine, ori energia masculină la care se gândește energia feminină să vă fi cunoscut prin intermediul unei persoane sau la serviciu. Sau dumneavoastră, sau energia feminină să fi fost căsătorită cu șeful acestui bărbat. Și atunci s-a creat așa o relație destul de, cum să vă spun, da, poate să fie vorba și în secret, dar s-au acumulat frustrări, s-au acumulat, nu știu, văd foarte multă pasiune între voi, dragii mei, foarte multă pasiune și lucrurile nu s-au întâmplat încă, sunt cumva ceva ține și cred că această situație legală vă ține în loc încă. Două energii masculine pregnante, energia feminină șatenă, șuvițată, cu ochii verzi, tenul alb, care îl așteaptă pe acesta din urmă să-și rezolve această cale legală, pe cale legală să-și rezolve situația. Vedeți, este un cavaler perfect această persoană, un cavaler perfect, s-ar putea să fie din zodia Săgetător, Capricorn, Taur, Berbec, Vărsător, Gemeni. Este o persoană, relația este de comunicare la distanță, de vorbe frumoase, de încă nu este consumată la nivel erotic. Ceva se face pe la spatele cuiva important, poate cealaltă energie masculină. Este ceva care, cum să vă spun, cei doi bărbați se cunosc, cred, din câte simt eu aici. Dar cel sau cea la care că vorbim acum de energia masculină, nu s-a lăsat până nu v-a cucerit. Și aștepta să vină această energie masculină, aștepta să vă dea mesaj, aștepta să luați legătura și există șansa unui nou început. Cine știe, pentru unii dintre noastre poate că astăzi veți primi, cine știe, un mesaj de la această persoană, chiar aș fi curioasă, sau dacă nu există acest început. La fel, lucrurile se fac treptat și v-am spus în recuperare. Recuperări, dragii mei, și pentru cea de-a treia variantă. Sunt foarte multe energie aici concentrate, mai ales că este vorba despre situații foarte multe legale, despre situație medicală a unei persoane din familia dumneavoastră. 45 de ani, 47,
57, 65. Și 56, nu știu dacă am mai zis, 69, 56, 58, 46, 55, 43, 34, 31, 38. Ok. Recuperări la voi, dragii mei, nu recuperatori, recuperări. Răbdare și step by step. Totul se întâmplă, știți cum, un pas după altul, un pas după altul. Așteptarea se va încheia. Ca inițiale T, C, M, B de la Bogdan, C, N, I, W, T, C, O, P. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește această etalare de astăzi. Sper că v-am oferit câteva direcții mari pentru situația acestui început de săptămână. Vor mai fi etalări în acest sens. Dacă v-a atras acest subiect, înseamnă că cu siguranță veți sau ați găsit anumite elemente potrivite pentru fiecare situație în parte. Dacă nu, dragii mei, sunt convinsă că vor fi și alte mesaje, poate la fel de interesante și cu care dumneavoastră să rezonați. Vă doresc să aveți un început de săptămână magic, însă un început de săptămână așa cum vi-l doriți și plin, plin, plin cu optimism și cu iertare și cu bună dispoziție și să ne regăsim sănătoși voi și voinici până la o etalare viitoare. La revedere, dragii mei, toate cele bune, nu uitați că vă iubesc. La revedere!